de mesaje, ca să spun așa, pe suport electronic. Am avut surpriza de a participa foarte mulți elevi cu foarte bune lucrări, motiv pentru care mi-a fost imposibil să fac o jurizare. Toți participanții au primit diplome de participare, toți participanții au primit premii oferite de Biroul de Promovare a Sănătății și sponsorizate de Fundația Tineri pentru Tineri. M-a bucurat foarte mult să participe la acest concurs atât de mulți elevi. Elevii sunt de la Grup Școlar Industrie Ușoară, Grup Școlar Ilie Radu, Colegiul Tehnic Gheorghe Arsachin, Colegiul Economic Octav Onicescu și o elevă de la Grup Școlar.